atunci când ești avocat și mai ai o carieră universitară în spate, nu te gândești că tu poți să fii într-o bună zi, într-o situație provocatoare. Michi Mihuț este unul dintre avocații de valoare ai Baroului București. A fost toată viața pasionat de avocatură, dar și de pedagogia dreptului. Acestea sunt cărți pe care noi le-am editat în cadrul universității noastre pentru studiul studenților, drept comunitar, drept muncii, drept afacerilor, respectiv eu și sora mea. Michi avea în față o carieră universitară promițătoare, însă în urmă cu un an a fost nevoit să-și înceteze brusc activitatea. Totul a început de la o banală vizită la dentist din cauza unei umflături în cerul gurii și s-a încheiat la biopsie, unde a primit vestea că are o tumoră malignă. A fost un șoc pentru că aveam o carieră, lucrurile mergeau bine, nu mă așteptam. În urma acestei vești am fost obligat să renunț la doctorat, urma să susțin lucrarea de doctorat. La urmă m-am mobilizat, am zis că trebuie să lupt, că n-am altă soluție. Singura soluție care există este să mori sau să trăiești. Michi Mihuț suferă de cancer squamos. Odată cu aflarea acestui diagnostic, au început imediat și procedurile de chimioterapie și radioterapie. În urma lor, el a slăbit 40 de kilograme. Din bărbatul ce fusese odată, a rămas astăzi doar o umbră. Au fost 6 chimioterapii la 2 săptămâni și 35 de radioterapii, câte o radioterapie pe zi. În urma chimioterapiei mi-a picat părul, am slăbit, dar efectele negative au fost în momentul în care am început radioterapia. Pentru că după 2-3 săptămâni nu mai puteam mânca, nu mai puteam dormi chiar deloc. A fost săptămâni în care n-am dormit nopțile. În zona maxilară unde am avut cancerul, datorită radioterapiei a fost mâncat osul, iar eu am legătură între nas și gât. Pentru Michi, drumul spre vindecare este lung și anevoios. În România nu există tehnică necesară pentru o operație de extirpare a tumorii și pentru o reconstrucție. De aceea, el are nevoie să ajungă urgent la o clinică din străinătate. Intervențiile chirurgicale implicând costuri de 100.000 de euro. Deși boala îi consumă resursele fizice, emoționale și financiare, Michi luptă pentru a-și relua activitatea profesională de care îi este atât de dor. În acest moment mă simt aproape inutil. Deci nu mai pot merge în instanță, nu mai pot merge să predau, ceva lipsește. Alături de Michi au stat în permanență sora și mama lui, susținându-l din toate puterile, la fiecare pas. Nu pot să revin. Mai bine eram eu decât el. Nu pot să revin. Ce lovitură! N-am decât speranța în bunul Dumnezeu și pe urmă în alt oameni care ne ajută. Am ajutat cu ce am putut și nu mai am. Am scos și din bancă cât am putut. Nu se poate, că durează și costă foarte mult tratamentul lui și îmi pare rău că a ajuns pentru așa ceva să dăm. Nu știu ce să spun, e o durere imensă. Viața lui Michi Mihuț stă în mâinile lui Dumnezeu și în mâinile noastre. El merită șansa de a-și continua cariera aflată doar la jumătatea drumului. Prin sprijinul financiar acordat, îi putem reda sănătatea și speranța.